eu vreau să-l văd neapărat și eu vreau, neapărat vreau să-l văd, pentru că eu așa am înțeles și știu că este cel mai bun om și el și Tăricianu și bun conducător de partide. Noi trei? Da. Salut, Marco. Nu sunt Marco. Marco. Hai, Marco. Barbu. Și oare cu cine ați venit? Cu cine ați vorbit? Eu am sunat aseară pe Anca, pe la tineret. Că mi-a zis că, da, listele s-a făcut. Nu-i nimic, da. Dați-mi numărul de telefon. 0730? Da. Ce vă doriți după acest protest? Nu mai bine să fie. A venit să-l dăm jos pe Iohannis. Apărăm justiția. Pentru că nu știi vorbi românește, în primul rând. Dacă ar fi cât de cât cu rușine acest Iohannis, este un om nerușinat, domnule, poți să mă dai pe toate televiziunile să-i spun. Și îi spun în față, este un om, ăsta e un nemernic. Să venim noi din Ardeal să-l învățăm cum să vorbească, în primul rând. Da. Păi și Iohannis Iardelean. Poftim? Nu. Și Iohannis Iardelean. Iardelean din Sibiu, ce Iardelean? E neamț, corect, nu-i Iardelean. Părinții lui sunt în Germania, nu aici. El când vorbește, nu vorbește pentru poporul român, vorbește pentru națiunea lui. Pot să vă întreb cu ce gânduri ați venit de la Cluj astăzi? Cu gânduri bune, să fie vreme frumoasă, recoltă mare și bună înțelegere. Să nu fie atâta tâmpenie în toată conducerea asta, care nu realizează nimic, că noi de fapt suferim. PSD de stânga. Asta aveți niște așteptări mult prea mari de la niște oameni care vin să susțină un anume gen de politică. Noi, evident, susținem conducerea partidului, dar, din punctul meu de vedere, susținem politica de stânga.